Potrivit medicilor, hidratarea este esențială și în această perioadă, cu toate că avem tendința să consumăm mai puțin apă. După scăderea temperaturilor, aceștia ne recomandă să nu neglijăm acest aspect. Apa este esențială în purificarea organismului. Trecerea de la sezonul cald la sezonul rece sunt așa numitele infecții sezoniere sau afecțiuni sezoniere, da, în care virozele sunt destul de frecvente. De asemenea, chiar și constipația în sine, deci ca și simptom, este foarte prezentă. Am observat foarte multe persoane care vin chiar cu această problemă la cabinet, neștiind cum să mănânce sănătos. Sigur, trecerea la sezonul rece atinge și o altă clasă de afecțiuni, în special cardiovasculare, care sunt meteosensibile și care depind de starea vremii de afară. Acești pacienți care se știu la risc și care au aceste afecțiuni, ar fi bine ca înainte de intrarea în sezonul rece să facă un control la medicul de specialitate sau la medicul de familie, care este prima redută în apărarea și în prevenția bolilor pe care le înregistrează populația. Un alt factor important este mișcarea, care ne ajută să menținem un tonus bun, dar și somnul este esențial pentru buna funcționare a organismului. Medicii recomandă 6-7 ore de somn pe perioada nopții.